Un bărbat în vârstă de 50 de ani a apelat serviciul 112, spunând că se sinucide. Până au ajuns polițiștii, bărbatul a decis să renunțe la faptă și a ales să meargă la culcare. În acea seară, individul a declarat că vrea să se înjunghie. După discuția cu polițiștii, acesta le-a spus că renunță la gestul său, pentru că nu poate să-și facă rău și pentru că ar vrea să se culce. Suicidul este de cele mai multe ori comis din disperare, a cărei cauză este adesea atribuită unei boli mentale, cum ar fi depresia, tulburarea bipolară, alcoolismul sau dependența de droguri. Adesea joacă un rol și factorii de stres ca problemele financiare sau problemele evite în relațiile interpersonale. Printre eforturile de prevenire a sinuciderii se numără și restricționarea accesului la arme de foc, tratarea afecțiunilor mentale și abuzului de droguri și îmbunătățirea dezvoltării economice. Procentajul este mai mare la bărbații decât la femei, bărbații prezentând o probabilitate de sinucidere de 3 până la 4 ori mai mare în comparație cu femeile. În fiecare an au loc între 10 și 20 de milioane de tentative de suicid non-fatale. Aceste tentative sunt mai des întâlnite la tineri și femei.